se încheie, votul va avea loc mâine. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, o declarație a Comisiei cu privire la inundațiile din Europa. Joten, haluaisin... Deci nu vor fi acceptate cartonașe albastre, vă spun de acum, dragi colegi, și urez bun venit doamnei comisar Corina Crețu și vă dau cuvântul, doamnă comisar, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președintă, stimați eurodeputați. Dați-mi voie să exprim în numele Comisiei Europene sincere condoleanțe familiilor celor care au fost victime ale inundațiilor recente din Europa. Aceste evenimente tragice au arătat cât de vulnerabili suntem față de dezastrele, catastrofele naturale. Trebuie să ne pregătim mai bine, trebuie să prevenim mai bine, iar prin susținere dumneavoastră vom putea să fim mai bine pregătiți și mai rezistenți. În actuala perioadă, aproape 8 miliarde de euro au fost puse la dispoziție pentru acest tip de prevenție. Sigur că managementul riscului față de dezastrele naturale este complex. Trebuie să existe o infrastructură care să ne protejeze împotriva inundațiilor. Trebuie să existe zone verzi întinse, inclusiv zone verzi urbane. Trebuie să ne pregătim și pentru a dispune de echipamentul necesar al echipelor de intervenție și de protecție. Trebuie să menționez contribuția politicilor pentru dezvoltare rurală, pentru refacerea regiunilor agrare afectate, de asemenea a pădurilor afectate. Dar știți că trebuie să elaborăm aceste măsuri de prevenție, ceea ce necesită investiții publice și, de asemenea, trebuie să ținem seama de realitățile la fața locului. Anul trecut, Comisia a adoptat un pachet european de management al tipurilor de riscuri. Ținem seama de o serie întreagă de programe operaționale și vestea cea bună este că actualele priorități stabilite în programe sunt adecvate tipurilor de risc care au fost identificate de către statele membre prin aceste analize de risc. În felul acesta cunoaștem precondițiile acțiunilor viitoare. Deci sperăm ca măsurile să fie adoptate pentru ca resursele noastre să fie îndreptate spre acele regiuni care sunt supuse unor riscuri majore. În următoarea perioadă de finanțare, după acest criteriu, ne vom ghida. Vom publica la începutul anului viitor o analiză în ce privește planul de management de combatere a riscului de inundații. Vom stabili hărți ale regiunilor afectate. Stimați eurodeputați, dezastrele naturale, sigur că au o dimensiune de urgență. Spuneam, Comisia a elaborat un pachet de măsuri pe care tocmai l-am menționat. Există un plan de acțiune la situațiile de urgență, mecanisme de protecție civilă. De asemenea, putem acorda asistență externă statelor afectate. Comisia este dispusă să intervină prin intermediul acestui mecanism în sprijinul tuturor statelor afectate.
iar serviciile mele vor acționa din acest punct de vedere. Fondul European de Solidaritate este vital pentru că va permite măsuri de acțiune rapidă în restaurarea, refacerea infrastructurilor afectate, în sprijinirea cetățenilor afectate. Serviciile Comisiei lucrează în clipa de față mână în mână cu autoritățile din Italia și Austria, care au solicitat în urma inundațiilor recente sprijin. Și vom asista echipele care